Bună seara! În febra sărbătorilor, Crăciun dublu în sport, funcționarii din sportul moldovenesc sărbătoresc nașterea Domnului atât pe stil vechi la 7 ianuarie, cât și pe cel nou la 25 decembrie. Noi sărbătorim și pe 25 și pe 7, pentru că așa este, s-a creat. Părinții noștri întâlnesc pe vechi, noi am intrat în această și o respectăm. Copiii noștri acum sunt mai moderni, cred că nu e o greșeală că se întâlnește și pe noștri vechi. Dar noi și pe 25, pe 7 și pe asta, cot mai mult că cam des plec în România. Pe 25, bineînțeles, pe 25. 7, în are, da. Așa e de la bunei, de la mame, de la tate. Cum este tradiția, la noi se sărbătorește pe data de 7, dar desigur că pe data de 24 noi tot timpul colectivul Federației Moldovenești de Fotbal petrecem anul ca în toate colectivele din țara noastră și noi atunci tot sărbătorim. Crăciunul sau nașterea Domnului Iisus Hristos este o sărbătoare creștină celebrată în fiecare an la 25 decembrie în calendarul gregorian sau la 7 ianuarie în calendarul iulian. Colinde, 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 așa colindem ani de ani, în noaptea colindelor noastre, ne așteaptă cu frici cer și bani. Crăciunul face parte din cele 12 sărbători domnești ale bisericilor bizantine, a treia mare sărbătoare după cea de Paști și de Rusalii. Sfântă-i Sara, Sara de Crăciun. O duzină de vedete pentru Moldova, Anglia, adversara tricolorilor din preliminariile campionatului mondial 2014, a nominalizat 32 de jucători pentru premiul de cel mai bun fotbalist al anului 2011. Lampard, Hutt, Ferdinand, Downing, Wilshere, Barry, Young, Walcott, Terry, Sturridge și Rooney sunt printre cei care se bat pentru titlu și ar putea veni la 7 septembrie la Chișinău cu un nou premiu în palmares. Cel mai bun fotbalist englez al anului 2011 va fi desemnat la 8 ianuarie 2012 în urma unui sondaj inițiat de Federația de Profil din Albion pe pagina sa de internet. La sondaj participă toți cei 32 de jucători care au evoluat pentru selecționata Angliei în 2011. El a reprezentat Moldova peste hotare la cel mai înalt nivel în 2011. Judocanul Sergiu Toma a fost desemnat de către Ministerul Tineretului și Sportului cel mai bun sportiv al anului 2011. Pe locul 2 și 3 s-au clasat atleta Zalina Marghiev și respectiv boxerul Veaceslav Gojan. Cel mai bun antrenor a fost desemnat Vasile Colța, judo. Laureatul serii Toma a cucerit în acest an medalia de argint la campionatul european și medalia de bronz la campionatul mondial de judo. Hopefully that will change his pace. Oh, yes! Unbelievable! Received. Oh, look at lovely. Yeah. Acrobatics there on show. Yeah. He catches the leg, he throws himself right over. But look how much he's cleared the mat. Yeah. Sergiu Toma a fost desemnat cel mai bun sportiv al anului 2011, atât de către Ministerul Tineretului și Sportului, cât și de către Asociația Presei Sportive din Moldova. De asemenea, Toma a primit în acest an premiul pentru titlul de cel mai bun sportiv al Serviciului de Grăniceri. Nebunie totală în Columbia. 6 bărbați beți au fost răniți la Guamo după ce au înfruntat mai mulți tauri furioși la un festival local. Yeah.
doritorii de senzații, dar din Columbia primesc doar câțiva pesoși pentru curajul lor, dar sfârșesc până la urmă prin a fi luați în coarne de taurii furioși. Incredibil, a dat o pasă de gol și a fost pupat în fund. S-a întâmplat la un meci de fotbal din Cupa Prințului din Arabia Saudită. Faza s-a întâmplat la partida al Itihad al Raed, scor 4-0. Naif Hazazi a marcat al patrulea gol al gazdelor în minutul 69. Cel care a pasat decisiv, Mohamed Noor, i-a sărit în brațe lui Hazazi, iar Mohamed Abosaban s-a alăturat și el bucuriei și l-a pupat în fund pe autorul pasei de gol.